Să stăm cu inima deschisă înaintea Domnului, acum după ce ne-am rugat, am cântat un timp în care ne-am decongestionat de frământările zilei și să acceptăm, așa cum zice Iacov, cuvântul lui Dumnezeu sădit în noi. Pentru că astăzi ne vom opri la pildele semănării. Omul întotdeauna a fost legat de roadele pământului, de procesul semănării și al secerării, prin nevoia de hrană pentru trup, nevoia de îmbrăcăminte care provine tot ca rezultat a muncii omului, a ceea ce dă pământul. De altfel, procesul semănării și secerării este o continuare a actului creației. Este o minune cu care ne-am obișnuit. Punem în pământ un bob și de acolo răsare o plantă sau chiar un copac. Am putea spune că este o lucrare ușor de înțeles, care este la îndemâna oricui, dar noi știm că Domnul a spus aceste pilde pentru a asemăna nașterea din nou și dezvoltarea omului spiritual. Și după cum este scris în Genesa 8:22 că nu va înceta semănatul și seceratul, la fel credem că până Domnul va veni, nu va înceta semănarea cuvântului și secerarea la vremea potrivită. În lecția aceasta ne vom opri la două pilde, pilda semănătorului și pilda cu sămânța. Așa cum am spus în lecția anterioară, sunt și alte pilde legate de semănare, dar făcând parte din pildele împărăției, le-am tratat într-un studiu anterior. Să ne oprim acum la pilda semănătorului. Ea apare în cele trei evanghelii sinoptice, Matei, Marcu și Luca, cu diferențe nesemnificative. Eu vă citesc acum pilda îmbogățită din cele trei evanghelii. Semănătorul a ieșit să-și semene sămânța, asta scrie în Luca. Pentru prima am luat. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum, pentru că în Israel, în mod special în zona Galilei, erau terase care aveau drumuri și era foarte ușor să cadă sămânța pe aceste cărări bătătorite. A fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările cerului. Pentru a doua sămânță am preluat textul din Matei, este mai bogat. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult, pentru că este bine cunoscut faptul că în zona aceea este un pământ cu multe pietre aflate în sol și nu era peste tot stratul de pământ cu aceeași adâncime. Unde n-avea pământ mult, a răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc, dar când a răsărit soarele s-a pălit și pentru că n-avea rădăcină s-a uscat. Luca aduce încă un amănunt pentru că n-avea umezeală. Și pentru ultimele două situații am folosit textul din Marcu, care este mai bogat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și Luca face mențiunea împreună cu ea, au înnecat-o și n-a dat roadă. Și cea de-a patra situație, o altă parte a căzut în pământ bun, a dat roadă care se înălța și creștea și a adus una 30, alta 60 și alta 100. Cu siguranță că pilda ne este foarte cunoscută. Și avem harul ca să fie și interpretată de Domnul. Există și voci care spun că nu Domnul ar fi interpretat-o și unii din scribii de mai târziu. Mie nu-mi vine să cred asta, pentru că oricum pilda nu ar putea să aibă o altă interpretare. Și nu toate pildele ne sunt prezentate cu interpretarea, cu tălmăcirea în Evanghelie. Dar așa cum știți, ucenicii cereau uneori care să li se lămurească lucrurile și aici textul Bibliei ne spune că Domnul le-a
explicat ucenicilor. Haideți să luăm pe rând fiecare din aceste patru situații și vom vedea, dragii mei, că și noi suntem precum pământul din Galileea. Întâlnim aceste patru situații aici, între acești patru pereți ai adunării. Aici și oriunde în altă parte. Și din nefericire, la o statistică primară, putem observa că doar un sfert din sămânță a ajuns să fie bucuria agricultorului. Și ne întrebăm, oare câți și care dintre noi vor putea să ajungă cu bine la final, la maturitate? Prima situație, sămânța căzută lângă drum. Citim explicația din Matei, capitolul 13, versetul 19. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție, și asta înseamnă privitor la veșnicia viitoare, la felul în care Dumnezeu a hotărât să mântuiască lumea, și nu-l înțelege. De ce nu-l înțelege? În situația aceasta, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui, putem citi la fel de ușor în mintea lui, și când sămânța este luată, cum au amintit că au mâncat-o păsările, evident că n-are de unde să mai răsară. Luca aduce o explicație în plus și zice ca nu cumva să creadă și să fie mântuit. Deci în această situație sunt oamenii care din diferite motive, de la lipsa de atenție, că se gândesc la una la alta, chiar în timp ce ascultă cuvântul, sau cauzați de anumite împotriviri determinate de păcat, nu insistă nici la citire, nici la ascultare, pentru a se putea familiariza în mod sistematic cu Scripturile. Aceștia sunt oamenii la care nu le rămâne Scriptura nici măcar în minte. Nu că nu rețin măcar un cuvânt sau două, dar în general, știți vorba între oameni, cum a fost la biserică, frumos, ce a spus preotul, nu se mai știe. Nu-i de mirare că oamenii, ne referim la bisericile secularizate, nici nu se schimbă pentru că nu au cuvântul în mintea, în inima lor. Dar asta se poate întâmpla și la noi și vreau să punem această pildă nu doar pentru situația de început, când cineva aude un cuvânt la evangelizare și nu-l crede, nu se concentrează, nu este atent sau este chiar împotrivitor. Asta se poate întâmpla și când se seamănă un alt subiect. De exemplu, se predică despre dărnicie și cineva poate să vină cu preconcepția a, ăștia vor să facă o colectă și acum vor să ne pună în temă ca să dăm bani. Și nu mai primește cuvântul. Sau este prin însăși natura lui un om zgârcit. Și când se predică despre dărnicie, imediat pune capacul. Este foarte ermetic și asta nu primește. Pentru cine să dau, pentru nu știu eu ce fac cu banii sau fel și fel de situații. Sau, de exemplu, să se predice despre Duhul Sfânt. În forma în care este predicat, crezut și practicat în bisericile pentecostale. S-ar putea cineva să vină cu o prejudecată? Nu se poate, eu știu altfel. Sunt situații diferite în care oamenii din start pierd. De la neatenție la împotrivire răutăcioasă. Toate acestea sunt o pagubă pentru cel ce aude, pentru cei ce ar putea să primească în el cuvântul. De aceea aminteam încă de la început versetul din Iacov, capitolul 1, unde apostolul îndeamnă, citim în versetul 21, de aceea lepădați orice necurăție. De exemplu, vine un băiat rugându-se să uite după fete. Credeți că vă reține predica? Nici vorbă. Orice revărsare de răutate. Și s-a pus o pată pe cel ce predică. Nu mai poți primi cuvânt.
Și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Aici este prima etapă. Ca exemplu vă dau pe atenieni sau străinii care locuiau în Atena, toți împreună, Fapte, capitolul 17. Oameni care au ratat mântuirea din prima fază. L-au auzit pe Pavel vorbind, dar când a ajuns la subiectul învierea morților, scrie versetul 32, când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc de el. Asta înseamnă călcat în picioare a seminței. Iar alții au zis, asupra acestui lucru te vom asculta altă dată, adică asta nu ne interesează. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. O semănare lângă drum, unde nu a prins deloc sămânța în pământ. Obișnuiesc uneori să întreb prin biserici, înainte de a predica, când a fost ultima dată când la o predică a spus ceva în aplicare? Zic, ca să mă gândesc și eu cu ce șanse de a fi ascultat predică. Întreb, vă amintiți măcar în ultimul an că ați mers acasă de la adunare și a schimbat ceva în viața dumneavoastră? Pentru că avem de a face în ce în ce mai mult cu un soi de oameni care ascultă, dar fără gândul de a lăsa cuvântul să lucreze în inima lor. Greșesc din prima fază, de la receptare. În mod normal, noi ne rugăm înainte. Doamne, vorbește-ne, asta ar trebui să fie atitudinea noastră. Dar asta ar însemna să fim atenți și să fim gata să facem ceea ce ni s-a spus. Aminteam în lecția întâi că pildele se încheie cu aplicație. Ce a spus Domnul la finalul discuției cu învățătorul căruia a spus pilda cu samariteanul și ceilalți doi care au trecut pe lângă omul rănit fără să-l ajute? Du-te și fă și tu la fel. Să ne ferească Domnul de greșeala aceasta. Numai că trebuie să fim și noi atenți ca atunci când Domnul ne vorbește, cuvântul să fie primit. O două situație. Sămânța căzută în locuri stâncoase. Citim în continuare din Matei capitolul 13, versetele 20 și 21. Sămânța căzută în locuri stâncoase este aici folosit la singular, este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. În Luca apare încă o mențiune, cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad. Deci, per total, sunt prezentate trei lucruri care fac să se întrerupă viața acelei plante și, în fond, viața spirituală a unui om. Necazul, prigonirea și ispita. Prigonire nu este acum, decât în formă ușoară, o cară. Necazuri sunt, ispite foarte frecvent. Așadar, cine este un om superficial și instabil, se pierde în scurt timp. N-are viață spirituală lungă. Dacă nu aprofundează și nu meditează la adevărurile sfinte, pe cât a fost de bucuros, pe atât de trist va ajunge. Și iată că avem și astfel de situații. Știți că uneori se procedează la chemări cu ocazia unor evanghelizări, dar din cei ce se predau, câți ajung să se boteze și mai apoi câți rămân stabili și serioși în pocăință? Sau, asta se mai poate aplica la un început de an. Fraților, ne angajăm la acesta, citim Biblia, postim, facem misiune. Dacă întreb prin februarie, prin martie, deja mai sunt 70% și până la sfârșitul anului ajungi ca în pilda cu semănătorul. La 25% poate, nu știu.
Pentru că apar diferite probleme, vom vedea și la sămânța următoare, și oamenii nu rămân statornici. Dar aici e vorba chiar de unii care abandonează total. De aceea este foarte important să fim oameni care, așa cum zice în Iacov capitolul 1, nu se îndoiesc. Dumnezeu caută oameni stabili la care da rămâne da, nu rămâne nu, pentru că altfel nu se alege nimic de noi. Mi se pare un exemplu reprezentativ și a citim în Fapte capitolul 14, oamenii din Listra. Știți că acolo Pavel predica, Dumnezeu a făcut prin el și o minune, vindecarea unui loc din naștere. Drept urmare, scrie de la versetul 11, noroadele și-au ridicat glasul, au zis în limba licaoneană, zeii s-au pogorât la noi în chip omenesc și s-au pregătit să le aducă ofrande. Barnaba și Pavel i-au potolit, explicându-le că nu așa trebuie să se raporteze la predicatori, la apostoli. Dar scrie de la versetul 18, abia au putut să împiedice cu vorbele acestea pe noroade ca să le aducă jertfă. Atât erau de entuziasmați. Și observați versetul următor, și nu-i distanță în timp între versetul 18 și 19. Poate fi vorba doar de câteva zile. Atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei care au țătat pe noroade. Aceștia, după ce i-au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate, crezând că a murit. Se pot schimba oamenii atât de repede? Da. Doar mulțimile din Ierusalim care l-au aclamat pe Domnul cu ocazia intrării. Câteva zile mai târziu au strigat sub provocarea altora la moarte cu el. De aceea, uneori, ca predicatori, nu mergem pe ideea de a provoca poporul să accepte o anumită lucrare pe loc, pe moment. Mai degrabă recomandăm să se mediteze, să se studieze. Mie mi se pare că pe cine îl lămuresc într-o jumătate de oră, și altuia nu-i trebuie mai mult tot de o jumătate de oră ca să o schimbe. Și Scriptura spune de oameni lesni crezători care cred orice vorbă. Am întâlnit situații care au venit la pocăință și s-a întâmplat vreo nenorocire, un necaz. Sau au avut prigonire, sau ispite. Unii nu pot să rămână în pocăință și sunt tot sămânța căsă pe stâncă, pentru că vechile ispite revin. Ba încă diavolul insistă și mai mult și nu sunt gata să reziste și să se aprofundeze, pentru că fără citirea Bibliei, fără rugăciune, nu se poate să duci pocăință. Așadar să ne dea Dumnezeu harul să aprofundăm ceea ce am învățat, să fim oameni care medităm, care nu acceptăm ușor. Suntem un fel de copilărie, zice în Efeseni capitolul 4, să nu mai fim copii plutind încoace și încolo. Te duci undeva, imediat te dai după acela. Îți spune altcineva sau te-a supărat cineva, nu mai vin, nu mai fac. Dumnezeu nu apreciază așa ceva. Mântuirea, cuvântul lui Dumnezeu, sunt lucruri de viață și de moarte, lucruri de o veșnicie, care nu trebuie tratate superficial și instabil. Doamne, păzește-ne și de asta. Atenție în mod deosebit cei care sunt mai melancoliși, poate, și dacă mai depresivi, dar în egală măsură se poate întâmpla asta și la temperamentele extrovertite, un sanguinic care dintr-o dată se bucură, plânge și apoi când îi dispar sentimentele, abandonează. Autodisciplina, cunoașterea realității spirituale, amintiți-vă că Pavel, Saul, cum se numea înainte, a fost informat prin Anania.
Spune Scriptura în Fapte 9, versetul 16, și voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Și după această împroșcare cu pietre pentru a nu fi zdrobiți frații din Listra, scrie aici în 14:22, întărind sufletele ucenicilor, ei îndemnau să stăruie în credință, pentru că asta nu fac cei cu asemănați prin sămânța căzută pe stâncă, și le spunea că în Împărăția Lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Deci necazurile nu au menirea să ne destabilizeze, ar trebui să ne întărească. De altfel, în explicația din pilda aceasta, soarele a uscat planta, dar soarele face rău? Nu face rău, numai că dacă e numai soare, nu-i umezeală, nu-i bine. Dacă e numai umezeală și nu-i soare, nici așa nu-i bine. Adică trebuie să acceptăm că în viață sunt și zile fericite, sunt și zile de nenorocire, este și bine, este și greu și noi trebuie să ne ducem existența în continuare. Doamne, ajută-ne! A treia situație, sămânța căzută între spini. După părerea mea, că din membrii bisericii, cei mai mulți sunt prinși în faza asta. Citim varianta din Matei, în continuare, versetul 22, capitolul 13. Sămânța cu între spini este cel ce aude cuvântul, dar și apar câteva probleme. Îngrijorările veacului acestuia. Și îngrijorările au fost de când lumea. Mai de mult oamenii se îngrijorau că n-au ce mânca, că n-au cu ce să îmbrăca, erau oameni care aveau drept acoperitoare pătura care le era și noaptea, mantaua. Acum haine sunt, vorba aceea, pe toate gardurile. Dar îngrijorările tot nu dispar, că trebuie să fii în rând cu moda. Alt aspect care se face vinovat de afectarea seminței. Înșelăciunea bogățiilor. Observați? Îngrijorările, să spunem că sunt pentru săraci, înșelăciunea este pentru bogați, deci pe ambele laturi diavolul atacă. Înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Și în varianta din Luca apare un amănunt în plus, 8:14, își văd de drum. Ce înseamnă asta? Își continuă viața cu activitățile cotidiene și credința, pocăința nu devine pentru ei pasiunea numărul unu. Pentru ei nu-i valabil căutați mai întâi Împărăția Lui Dumnezeu și toate aceste lucruri sau celelalte lucruri. Își văd de drum, spunea Luca, și lasă să fie înnăbușit de griji, bogății și plăceri. Plăcerile cred că sunt comune. Săraci, oameni de situație medie sau bogați. Și n-a aduc rod care să ajungă la coacere. Deci ajunge pentru o anumită fază de dezvoltare. Adică este un om răbdător, dar nu rabdă tot. Este un om care nu se ceartă de la orice, dar se mai ceartă. Și exemplele pot să continue. Marcu are încă o mențiune, zice în 4:18, dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogăților și poftele altor lucruri care înneacă acest cuvânt și îl fac astfel neroditor. Acest năvălesc arată presiunea cu care suntem invadați. Vedeți, ca familiști, ca oameni în societatea asta, să fii în rând cu ceilalți, cu casa, cu mașina, cu hainele, cu toate, concediu unde să fie petrecut și toate celelalte. Asta înseamnă cheltuieli. Oamenii sunt foarte avizi de plăceri în vremea noastră. Și una din acestea, dacă nu două sau chiar toate trei, îi afectează pe oameni. Eu îi definez pe oamenii aceștia oameni care slujesc la doi stăpâni. Că nu se poate sluji la doi stăpâni să accepte Domnul, dar în fond se poate.
Ce, nu se poate să vii la biserică și să mergi și la lucruri vinovate? Se poate. Poți să vii să cânți în favoare și apoi să mergi la biliard. Poți să vii să te rogi și apoi să mergi și să clevetești. Se poate sluji la doi stăpâni. Poți să vii la adunare cu gândul la avere. Poți să stai aici în casa Domnului nemulțumit că Dumnezeu nu ți-a dat cât ai vrut tu. Problema este că acești oameni încurcă valorile în detrimentul celor eterne. Adică sunt oamenii pentru care pământul cu problemele lui sau cu averile lui sunt prioritare. Ca exemplu din Cartea Faptele Apostolilor, amintesc aici pe Anania și Safira. Care a fost problema lor încât au fost pedepsiți pe loc? Minciuna a fost doar mijlocul. În fond, au vrut să se îmbogățească oare? Sau din îngrijorare și-au oprit o parte din bani? Nu știu exact tot ce a fost în inima lor, dar spune Petru că satana le-a umplut inima. Asta e mare problemă, gravă. Nu sunt toți pedepsiți, dar în final împărtășesc aceeași soartă ca Anania și Safira. Pentru că iată ce scrie în privința aceasta în 1 Timotei capitolul 6, cât de păguboase sunt lucrurile pământești care de altfel ne sunt date, scrie tot aici ca să ne bucurăm de ele. Dar dacă nu știm să le întrebuințăm și să ne raportăm la ele corect, am falimentat în credință. 1 Timotei 6 cu 7, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Asta nu înseamnă că n-ai voie să faci mai mult, ci să consideri că atât ar fi suficient la urma urmei și că Dumnezeu atât s-a angajat să ne asigure la toți. Cei ce vor să se îmbogățească și fac din asta o pasiune, evident, cad în ispită, în laț, în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință, observați afectarea celor sfinte, și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri, deci tot nu sunt fericiți. Iată ce scrie tot aici, cum anticipam în versetul 17, îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe, adică să nu se gândească la averea lor, să nu vorbească, cum spune și Iacov, să nu se laude bogatul cu asta, să nu-și pună deștea niște bogății nestatornice și în Dumnezeu, care de toate lucrurile din belșug, ca să ne bucurăm de ele. Deci se poate să le ai, dar trebuie să fii tare, tare cu minte. Cum zice înțelept un proverb, să nu-ți pui priceperea în asta, sau cum spune Domnul în Luca, să nu-ți frămânți mintea cu astea. Să fii gata să faci bine, să simți împreună cu alții și să strângă pentru vremea viitoare, adică să-ți fie gândul la împărăția lui Dumnezeu. Asta ar fi foarte bine. De aceea este indicat atunci când suntem în adunare, când se predică, atunci când citim, să ne decongestionăm de alte frământări, ca să putem să ne concentrăm asupra cuvântului și să gândim foarte aplicativ, să ne încredem în Domnul, să fim pasionați în primul rând de lucrurile sfinte. În felul ăsta vom scăpa de această ispită. Iată și cea de-a patra situație, cea de dorit, sămânța căzută în pământ bun. Spune Scriptura aici în Matei, capitolul 13, versetul 23, este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. Deci, în prima fază se comportă bine. Știți că celălalt, în prima sămânță, nu-l înțelege. Acesta îl înțelege și aduce roadă, spre deosebire de celelalte două, care la una nici nu apucă să se dezvolte firul, la cealaltă crește paiul doar, dar nu-i rod. Și aduce o roadă, unul 100, altul 60, altul 30, dar aduce roadă, asta este important. În Luca apare o mențiune în plus, Luca 8, versetul 15, și în Marco apare o vorbă în plus când zice de cuvânt îl primesc, adică acceptă. Dar în Luca este o mențiune mai bogată.
8 cu versetul 15, îl țin într-o inimă bună și curată și fac roadă în răbdare. Știți că inima bună și curată, cugetul bun, e esența vieții de credință. Sinceritatea, când te rogi, când asculți, când vorbești cu cineva, este determinant. Când omul devine în cele religioase un ipocrit, se dă drept altul când se roagă, când predică, față de alții, se înșeală pe sine. Zice Iacov, capitolul 1, te uiți în oglindă și tu nu vrei să te corectezi, pe tine te înșeli. Dar cine își adâncește cu privirea, spune Iacov mai departe, în legea desăvârșită, va fi fericit, adică va ajunge la coacere, păstrând ideea din pilda cu sămânța. În această categorie sunt oamenii pe care le putem spune, în primul rând, sinceri, serioși, în sensul că sunt statornici, și sunt silitori în pocăință. Trebuie să ne fie clar că pocăința nu funcționează în mod natural, de la sine. Dacă am chef să mă rog, o fac. Dacă am timp să citesc, mă apuc. Nu. Pentru pocăință trebuie silință, angajament, luptă. Despre Iov este scris că se abătea de la rău. Dar dacă cineva vrea să fie pocăit doar când nu-l enervează alții și nu face roadă în răbdare, tot se va găsi cineva să-l enerveze. Nu va putea să meargă mult. Viața de pocăință este o luptă, este un mers contra curentului. Este o luptă pe viață și pe moarte. Și dacă asta nu înțelegem în mod deosebit în vremea noastră, când este o vreme grea, dat fiind vremurile din urmă pe care le trăim, nu vom avea rezultate. Mai degrabă sau mai târziu, oamenii se împotmolesc. Ca exemplu, din Faptele Apostolilor vă prezint pe credincioșii din Berea, despre care scrie în Fapte 17 cu 11, iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă. Observați? Prin ce s-au evidențiat inima lor? Au primit cuvântul cu toată râfna. Nu doar că l-au primit, ci au pus pasiune în asta. Și cercetau scripturile și nu oricum, nu sporadic, în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Observați, nu erau superficial. Gata, le-a spus, facem așa. Stai să vedem dacă scrie. Dar dacă scrie, facem. Oameni sinceri, serioși și silitori. Să ne ajute Domnul așa să fim. Dar asta înseamnă să nu fii în urmă nici cu cititul Bibliei, nici cu postul, nici cu rugăciunea, nici cu venitul la adunare. Iar dacă ai probleme, carențe spirituale, să te frământe ca un om care este interesat de sănătate sau ca și un bun agricultor care se uită la planta lui și o tratează contra dăunătorilor, contra bolilor, pentru că vrea să aibă recoltă. Și în cazul nostru, cum spuneam, e o chestiune de eternitate. Să trecem la pilda cu sămânța, unde vom zăbovi mai puțin. Citim din Marcu, capitolul 4, de la versetul 26. Când aruncă un om sămânța în pământ, fie că doarme noaptea, fie că stă trea ziua, sămânța încolțește și crește, fără să știe el cum. Pământul rodește singur, întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu de plin în spic. Și când este coaptă roada, pune îndată secerea în ea, pentru că a venit secerișul. Această pildă este relatată doar de evanghelistul Marcu. Aici vreau să fac trei mențiuni în explicație. Procesul de germinație, de creștere spre maturitate a plantei, este o imagine a împărăției lui Dumnezeu în ansamblu ei, că își crește, se extinde, dar este și o imagine a dezvoltării spirituale a celui ce aude cuvântul în procesul mântuirii, pentru că mântuirea este un proces. Asta putem să înțelegem de aici. Nu-i dintr-o dată
așa cum scrie aici în finalul versetului 28, greu de plin în spic, nu? Trece o iarnă până când va fi asta. Se consumă o primăvară. Dar cândva, în funcție de zona cultivată, vom avea un lan de grâu. Așa este și în cazul mântuirii noastre. Mântuirea este un proces. Cu naștere din nou începând, care și acesta e un proces care la unii este mai scurt, la alții mai lung. Spunea Pavel galatenilor, iară simt-urile nașterii pentru voi. Copilăria la alții este mai scurtă, la alții este mai lungă, sunt niște retardați chiar unii. Iată ce citim din Petru în privința creșterii spirituale. De aceea este important să ne gândim, cuvântul s-a semănat, noi l-am primit, dar în ce etapă de dezvoltare spirituală ne aflăm? 1 Petru, capitolul 1, citesc de la versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou. Deci a fost semănat cuvântul în noi. Și scrie în versetul 9, după ce trece prin încercări, toate etapele, ploaie și vânt și zăpadă și soare, versetul 9, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. N-am avut noi harul și nici n-ar fi fost un har mare să murim în ziua în care ne-am botezat. Știți că se spune spre unii că ar fi și ei mântuiți numai dacă i-ai neca atunci. Ei, e o vorbă fără valoare, dar e spusă din durere despre unii care după ce au intrat în acest proces nu au continuat să se dezvolte spiritual. Doar ce în pagina scrie tot aici, de la versetul 23, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac. Și acum, sfatul pentru noi, spune și 25, acesta e cuvântul care a fost spovedit prin Evanghelie și din capitolul 2, versetul 2, și ca niște prunci născuți de curând. Aici este o altă comparație. Pentru viața fizică. Da, noi vorbim de viața spirituală. Să doriți laptele duhovnicești și curat, pentru ca prin el să creșteți. Crește copilul, crește sămânța, în cazul lanului de grâu. Și se așteaptă maturitate, se așteaptă roadă. Să ne gândim, în cazul nostru, acest proces este în timp optim? Sau este întârziat? Un al doilea aspect. Tot procesul este bazat pe puterea creativă a seminței, a lucrării divine prin cuvânt. În pilda cu sămânța, observați câteva aspecte, fie că omul doarme, fie că e treaz, sămânța crește. Asta nu înseamnă că nu contează felul în care este întreținut ogorul. Însă orice întreținere a unui ogor, dacă n-ar fi puterea germinativă a plantei, n-ar avea nicio valoare. Știți întâmplarea aceea cu un rege care a vrut să surprindă pe cei cu inima sinceră, din cei ce râvneau tronul și le-a dat semințe fierte să le pună în ghivece. Evident că cel care a fost sincer s-a dus și a spus, la mine nu crește nimic, dar n-ai pus sămânța, am pus. Și regele a spus, n-avea de unde să crească pentru că eu v-am dat semințe fierte care nu mai sunt cu putere de germinație în ele. Trebuie să recunoaștem și să-L slăvim pe Dumnezeu pentru că creșterea noastră spre maturitate se datorează puterii Lui. Apostolul Pavel a tratat acest aspect când s-a adresat corintenilor care se lăudau că la unul îi place de Pavel, la altul de Petru. Mai sunt și în vremea noastră fel și fel de preferințe. Nu este o metodă bună de a clasifica slujitorii, pentru că fiecare are darul și chemarea lui și suntem diferiți. 1 Corinteni 3 cu 6 și 7. Eu am sădit, Apolo a udat, adică fiecare face ceva. Poate deodată sau succesiv, dar Dumnezeu a făcut să crească.
Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă, nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Deci trebuie să înțelegem că dacă am vorbit în seara asta de ceva ce ne revine nouă, nu vrem să neglijăm harul care ne este dat de la Dumnezeu. Pavel când spune că a lucrat mai mult decât alții, pune asta pe seama harului lui Dumnezeu. Și el vorbește că noi trebuie să fim lucrători împreună cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Așadar, trebuie să fim smeriți înaintea Domnului și să cerem puterea sa, pentru că și creșterea spirituală, dezvoltarea, mântuirea, păstrarea până la final, sunt un har de la Domnul. Evident, în condiția celui ce se silește. După cum spunem Psalmul 127, dacă nu, zidește Domnul o casă. Degeaba lucrează cei ce zidesc. Dar asta nu înseamnă că face Domnul casă fără să zidim noi. Vrea să arate care este partea omului și respectiv a lui Dumnezeu. Spune Scriptura în Iacov capitolul 1, pentru a da mai multă atenție lucrării lui Dumnezeu, citim de la versetul 16, nu vă înșelați prea iubiții mei frați, orice ni se dă bun, orice dar de săvârșit, este de sus. Pocărându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare, că cel de bună voia Lui ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Spune și profetul Isaia că ploaia care vine din cer face ca să crească și binecuvântarea din Genesa, ploaia de mai apoi și de tot timpul, toate acestea sunt operea lui Dumnezeu. De aceea să rugăm pe Dumnezeu să dea har lucrării din biserică. Oamenii care aud să primească cuvântul și sămânța, să crească în ei și să se dezvolte spiritual. Și o a treia și ultima mențiune aici, secerișul va dovedi sămânța, ce natură a avut, dar și pământul. Atunci, la final, se vor vedea lucrurile. Numai că atunci e prea târziu ca să observăm. Spune înțeleptul în Proverbe, citesc capitolul 20, versetul 4, toamna leneșul nu ară. L-a secerat, vrea să strângă roade, dar nu este nimic. Așadar, să fim atenți, sau 22:8. Cine seamănă nelegiuirii, nelegiuirii va secera. Și noua nelegiuirii lui este gata. Dar asta la seceriș se va vedea. Profetul Iosea, capitolul 10, are două versete foarte bogate în privința aceasta. Și 12 și 13. Semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Deseniți-vă în ogor nou, este vremea să căutați pe Domnul ca să vină să ploaie mântuire. Ce vorbeam înainte, că de la Dumnezeu vine puterea și harul de a fi ceva. Ați arat răul, a secerat nelegiuirea și ați mâncat rodul minciunii. Și finalul a fost dezastros. Să se îndure Domnul de noi și să ne dea pricepere, să folosim vremea care o trăim. Pentru că finalul va dovedi din plin cine am fost și ce am făcut. Ce pământ am fost. Cât de active am fost. Spunea, tot în ideea aceasta, citesc și din 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 6, cuvintele Apostolului Pavel, să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera. Iar cine seamănă mult, mult va secera. Încheiem cu două idei, ca de obicei. Amintesc întreagăt că mai sunt și alte pilde legate de semănat, pilda grâului și neghinei și pilda grăuntului de muștar. Acestea două, ca și cele două care le-am discutat, evidențiază faptul că dezvoltarea ulterioară nu modifică natura plantei, adică sămânța de neghină. Poți să te ocupi de ea, tot neghină faci. Grâul numai, grâu va da. Ce înseamnă asta? Sau care e aplicația aici? Importanța semănării. În Faptele Apostolilor sunt foarte multe versete care scot în evidență că ucenicii au înțeles din plin nevoia de a fi semănători. Au fost acuzați, scrie în 5:28, că au umplut Ierusalimul.
de învățătură. Au fost prigoniți, scrie în Fapte 8, vesteau cuvântul peste tot. Aveau reținere unii la alte neamuri, dar scrie în Fapte 11 că au trecut cu Evanghelia și la celelalte neamuri. Îmi place în mod deosebit versetul din Fapte 19 cu 10, unde scrie despre semănarea din Asia Mică. Lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Era foarte intens procesul semănării, că dacă nu-i semănat, toate pildele noastre nu au niciun sens. Și din cei semănați se pierde. Și ar fi o greșeală capitală să nu plecăm de la lecția asta cu dorința de a semăna mai mult. De a semăna cuvântul. Ce spune că un frate mergea pe tren și unii l-au abordat într-un mod disprețuitor și le răspundea doar cu versete. S-au potolit și pare mi se unul dintre ei nu la multă vreme s-a întors la Domnul și a zis cuvintele acelea mă loveau, cum zice în Ieremia, ca un ciocan care sfărâmă stânca. E foarte important ce semănăm. Iată ce spune Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 6, în privința aceasta. Versetul 7. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul? Aceea vei se cera. Semănăm neghină, va fi neghină. Semănăm grâu, va crește grâu. Nu tot, dar dacă nu semănăm, nu e de unde. Cine seamănă în firea lui pământească, va se cera din firea pământească putrezirea. Cine seamănă în Duhul, va se cera prin Duhul viața veșnică. Doamne, dă-ne-o, te rugăm. Așadar, să înțelegem nevoia semănării. Este chemarea noastră de a vorbi în familie, la copii. Nu aruncăm mărgăritare înaintea porcilor. Dar atunci când avem ocazia, să fim oamenii care vorbim despre Domnul care semănăm. Și într-o ultimă idee, și asta să știm că ne revine nouă, pildele prezentate a semănătorului și pilda cu sămânța evidențiază faptul că chiar dacă este sămânță bună, roada depinde în final de pământ. Deci în primul rând, spuneam în final, trebuie să fie sămânță, dar în al doilea rând trebuie să știm că rodirea depinde de pământ. Diferența a fost dată de pământul întâlnit în cale. Cuvântul e viu și lucrător. Niciuna din aceste pilde nu scoate în evidență faptul că sămânța a fost goală. N-a avut puterea de încolțire. Nu, sămânța a fost bună. Adică omul este în final responsabil de reușita sau nereușita semănării. Nu vom putea să dăm vina pe nimeni. Deși oamenii încearcă să-și disculpe. Spune Scriptura, vă citesc din Psalmul 1, că oamenii sunt diferiți, nu Dumnezeu, nu cuvântul îi tratează diferit. Unul fericește pe unii care nu fac anumite lucruri rele care le fac alții, dar în schimb ce fac? Versetul 2. Își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea Lui, adică se ocupă de sămânța semănată. El e ca un pom să lingă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui, a cărui frunzii nu se vestejesc, tot ce începe duce la bun sfârșit. Când pilda cu semănatul, dacă nu ajungi la bun sfârșit, la secerat, ce folos? Asta spune și în Ieremia, capitolul 17, cuvinte foarte bogate. Versetul 6, despre unii care nu văd venind fericirea, locuiesc în locuri arte ale pustiei, e alegerea lor, nu va putea nimeni să spună în mine așa e pământul, nu. Tu alegi cum să fii. Poți să fii lângă un izvor de apă sau poți să te retragi și să trăiești ca într-o pustietate, unde e secătuit, într-un pământ sărat și fără locuitori. Dar celălalt care stă lângă Domn, versetul 8, e ca un pom sădit lângă un izvor
ape care își întind rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine, ca la sămânța a doua, frunzișul lui rămâne verde, n-au să citei, nu se teme și nu încetează să aducă roadă. Totul ajunge la finalitate. Așadar, Dumnezeu să ne ajute să semănăm mult cuvânt și pentru noi și pentru cei pentru care suntem responsabili, să ne ajute Domnul să fim un pământ bun, care a meritat investiția divină. Pentru că harul de a crește vine de la Domnul, dar finalitatea prin rodire cade în răspunsul care noi îl dăm Domnului. Sămânța e bună, numai să fie și pământul bun. Amin.